Bărbatul în vârstă de 41 de ani se întorcea acasă pe drumul județean 734 în comuna Lereș, satul Voinești. Nu a mai apucat să ajungă la destinație pentru că s-a oprit cu mașina în curtea unor vecini. Bărbatul locuia în apropierea locului producerii accidentului. Se pare că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan și a plecat cu mașina. La întoarcere, cu câteva zeci de metri înainte de a ajunge acasă, a pierdut controlul volanului. Mașina a lovit un gard pe care l-a pus la pământ și s-a oprit în curtea vecinilor. Totul s-a întâmplat în fața unui motociclist care a și sunat la 112. Am trecut cu ăsta cu motorul și a intrat în gard. A fost dreapta pe motor și a intrat. Mergeai în sens invers sau te-a depășit? Nu m-a depășit. Eu mergeam în sensul meu și el în al lui. A avut ceva în față sau de ce? Nu, n-avea nimic. A pierdut că era beat mort. Un echipaj al poliției rutiere a ajuns la fața locului, iar oamenii legii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest, dispozitiv care a arătat că bărbatul consumase alcool, rezultatul fiind de 1,02 alcool pur în aerul expirat. Oamenii legii l-au condus pe bărbat la o unitate spitalicească pentru a-i se preleva probe biologice. Nu? Nu, vorbeam cu colegul. Haideți. N-am niciun lac la mine. Sunt la colegul, nu e nicio problemă, da? Da. Vreau să mergeți acasă? Da. Cum? Vă duceați acasă? Da. 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 Cap? Da. Nu mă lăsa, nu. În cauză, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere pe drumurile publice sub influența alcoolului, dar bărbatul trebuie acum să suporte pagubele materiale cauzate vecinilor, cât și reparația propriei mașini.